Protecția infrastructurilor critice este o necesitate într-un mediu complex, dinamic și provocator în care observăm nu doar creșterea frecvenței și severității dezastrelor naturale, dar și a frecvenței atacurilor din așa numitul război hibrid. Acest așa zis război hibrid cuprinde în mod expres țintirea infrastructurilor critice civile pentru a degrada capacitatea economică, logistică și administrativă a țării noastre, pentru a o descuraja și pentru a o forța să acționeze în modul dorit de cei care realizează aceste atacuri. Acești atacatori sunt destul de greu de stabilit dacă au folosit mijloace cibernetice de atac, mai ales că asemenea acțiuni pot veni și din partea criminalității organizate, din partea așa zisilor lupi singuratici, motivați financiar sau chiar ideologic. Transformarea pe care pandemia a generat-o în lume ne-a făcut să fim conștienți de că procesul de digitalizare trebuie accelerat. Digitalizarea administrației fiscale înseamnă transparență, modernizare, debirocratizare și înlocuirea dosarului cu șină, cu servicii la un clic distanță. Recent s-au făcut pași în această direcție, dar este imperios necesar ca acest proiect să avanseze rapid, pentru ca sarcina administrativă a contribuabililor corecți trebuie ușurată. Dar odată cu trecerea în online, putem avea o serie de provocări de securitate care pot avea un impact semnificativ în toate aspectele societății. Discuțiile despre infrastructurile critice și mai ales a protecției acestora nu sunt noi, dar sunt esențiale pentru funcționarea și dezvoltarea unui stat. Dependența foarte mare dintre securitatea internațională și securitatea națională este dată de infrastructurile critice care se regăsesc în cadrul unei societăți. Din acest motiv, vulnerabilitatea acestora este sporită în fața modalităților de atac asupra lor, care sunt pe zi ce trece tot mai complexe. Ministerul Finanțelor deține una dintre cele mai complexe structuri informatice din România, fiind responsabilă de toate bazele de date legate de fiscalitate, Centrul Național de Informații Financiare. În cadrul acestei structuri a fost finalizat anul trecut planul de securitate al administratorului de infrastructuri critice, prin care, după un tipar stabilit, au fost creionate o serie de aspecte concrete privind zonele sensibile și acțiunile pentru perioada imediat următoare.